Salut bășacalilor, ce faceți? Bă, odată cu venirea primăverii am zis și eu să încep să postez mai des. Nu știu, nu înseamnă nimic, dar am zis hai să încerc eu așa pentru mine. Nu de asta, dar mi-e doar de vremurile alea când făceam și 1000 de abonați pe zi și am zis bă, hai să încerc frate, că tot îmi place ce fac, de ce nu? Și astăzi am venit cu cea mai stupidă idee, am zis să fac un Q&A, cea mai mare greșeală, e cea mai prăjită și folosită chestii, toată lumea face așa ceva și m-am gândit să fac și eu, vă dați seama ce intelect superior am. Astfel ca să nu fie atât de fumat lucrul ăsta, că vă știți că toată lumea face Q&A, că n-ai idei de video faci Q&A, eu am zis să răspund la întrebări în rime, da, să fac ca trene, nu mă pricep, dar am zis să încerc. Și după cum am zis a fost cea mai mare greșeală, v-am zis nu lăsați întrebări de alea, câți ani ai, cum, așa că nu răspund, puneți voi întrebări mai faine și ați întrebat de ce nu avem 5 mâini la un deget, adică e normal, e complet, e... da. Dacă o să-ți placă cum o să ia, să nu uita să bagi un like și noi acum trecem la treabă. Dacă pizza e rotundă, de ce o punem în cutii pătrate și o mâncăm în formă de triunghi? Despre asta vorbeam, în caz că nu v-ați prins la întrebări. Nu știu cum să-ți răspund, mă, frate. Cred că ești iluminat. Cu un triunghi pătrat rotund, pară mi se că ești cam nătân. Doamne. Despre pizza era vorba... Lasă pizza, mâncă ciorba. Astfel ca de altă dată o să zici mânc ciorbă cu ceapă. Doamne. Eu v-am zis, e complet în pizza. Ce? E amuzat măcar, dă-o încolo de treabă. Cum ar fi dacă toți oamenii de pe planetă ar dispărea și tu ești singurul care ar mai rămâne pe pământ, cum te-ai simți? Asta e greuță, stai așa. Aș fi singur, ar fi bine. M-aș duce acasă la tine și în timp ce tu ar din infern, ți-aș mânca tot din frigider. Ce întrebare, cum aș face, cum aș sta? M-aș sta și aș înfuleca. Ca ala dinainte ești cam netot, sunt singur pe lume ca Hector Malot. Vă rog frumos, totuși. Apropo, m-am tuns în caz că n-ați văzut, că unii mă întreba, mi-a zis acum un episod, că mamă, te-ai tuns? Băi, ești nebun? Da, mă tunsesem cu 2 luni înainte, dar e ok. Eu nu știu câți neuroni trebuie să am ca să mă gândesc la chestia asta, dar e bine, rău, frate, adică nici nu mă așteptam că pot să zic așa ceva. Care este numele tău de familie? Cât m-am plictisit de întrebarea asta, sincer. Lasă-mă puțin să mă gândesc. Esteban Julio Ricardo Montoya de la Rosa Ramirez mă numesc. De ce mă întrebați atât de des? Dacă ți-aș zice cum mă cheamă, ai râde de n-ai avea o treabă. Numele mi-l însușesc, Polonic mă cheamă. Nu, glumesc. Wow! Dați seama că eu prin rimele astea îmi dezvolt vocabularul una și măresc intelectul, frate. Adică e greu să faci așa, nu e chiar atât de greu, dar totuși. Cum este la liceu? Uite, o întrebare normală. La liceu e bine, e bine. Am intrat, nici nu mai țin minte. N-am rămas repetent, mă duc doar să nu iau absent. Am glumit cât am glumit, dar bacul se apropie cât un pic. Până atunci e nașpa, frățioare, peste 2 săptămâni am simulare. Am 11 abilai. De câte ori te-ai sărutat cu iubita ta? Dai seama că o să-ți dau un răspuns pe măsura întrebări, cum am făcut până acum. Da. Până ieri am numărat, azi nu știu de ce am încetat. Ești bleguț, să nu te superi, trebuia să vii tu să numeri. O întrebare cam tâmpită. Să numeri tu și a ta iubită. Îți zic un secret de curiozitate să nu mori. Am făcut-o de 7250 de ori. Că tot ai vreun răspuns, da. Te duci în vacanță și ai voie să iei doar 3 lucruri cu tine. Care sunt ele? Lasă-mă un pic să mă gândesc, că nu vine chiar așa inspirație. Am vacanță, cine vine? Mă duc ca Delia în Maldive. Am 3 lucruri de ales. Mi-aș lua un mare săculeț. Unde arahide mi-aș lua, cât în geanta ar încăpea. Mi-ar trebui vreo 4 saci. 3 baxuri nu prea în cap, ce să-i faci? 3 baxuri de unde arahide în caz că nu v-ați prins. E ce-a vrut de fapt poetul să spună, da. Pe o scară de la 1 la 10, câte social ești? Prea întrebarea asta e grea. Dacă mi-ar pica la bac, n-aș ști, serios. N-aș face, aș da foaia direct, serios. Bună întrebare, mă întreb și eu. Și îl mai întreb și pe Dumnezeu. De ce m-am făcut așa din topor, alții în oraș, eu la televizor? Leu, dura asta, dura. Ca să-ți răspund la întrebarea cu scară,
n-am mai ieșit din casă din vară. Ca să-ți dai seama cât de social eu sunt, da. Cum ai reacționat dacă o să afli că ești ungur? Ala, asta chiar îmi trebuie un pic de timp de gândire, lasă-mă un minut să mă gândesc. Să fiu ungur sunt tot om, dar aș zice name to dom. Prietenii m-ar alunga, nu m-ar mai ține, m-aș duce în Transilvania să iau ce mi-aparține. Totuși, despre ce e vorba? Ce ai face dacă ai vedea-o pe iubita ta sărutându-se cu altul? La asta nu prea trebuie timp de gândire, dai seama. Mamă, câtă fericire! L-aș întreba dacă e bine. Și nu zic că dau vina, deși știu a cui, zic doar că i-aș imprima pumnul meu pe chipul lui, n-am. Bă, sunt dure astea, bă, sunt dure, cum le zic, bă, ești nebun. Ce meserie vrei să ai? În sfârșit o întrebare normală, încă una, bă, ești nebun, două până acum. Aș vrea să fiu independent, stau acasă, lucrez cu un brand, designer la mine în dormitor aș fi și aș face ce vreau, cum vreau, zi de zi, e de asta, de poc. E... Unde ți-e butonul YouTube? Mai întâi vă zic rima și după vă zic ce s-a întâmplat, că e cam greu în rime, adică totuși, a? Te-am voie așa un pic să trișez. Mă mir că și tu mi-o spui, trebuia să l-am de 6 luni. Oi fi sesuit și n-am dicție, dar proștii mi-au dat interdicție. Normal. Da, păi să vedeți, eu am făcut 100.000 de abonați acum 6 luni, cam așa am făcut. Stai că mi-am tatuat data acolo, mi-a scris-o pe 17.09.2017, da, adică pe când a început școala, cum ar veni. Să vezi că n-am știut cum trebuie să fac și am întrebat pe ăștia, bă, cum trebuie să, ca să pot să primesc așa YouTube, pe ăștia mai mari, să primesc butonul, știi? Și mi-a zis că trebuie să vorbești cu parteneriatul. Bun, am vorbit cu parteneriatul, am zis, da, bravo, felicitări, bravo, te-am putea ajuta, o să te ajutăm și noi, dar dă-le și tu un mesaj. Ok, le-am dat eu un mesaj. Le-am dat mesaj, după care 5-6 luni așa pe standby și acum le-am mai dat, i-am spamat așa cu mesaje, văd dacă îmi răspund, că trebuie să-mi răspundă. Eu le virez bani lor și nu poate să-mi dea un buton, adică bine, e 50 de lei, cât e, dar eu vreau butonul, e butonul meu, de ce dacă e al meu? E butonul meu totuși. Și mi-a răspuns așa sec și dor că după o lungă examinare ne-am dat seama că tu nu meriți butonul, nu poți să-l ai, nu poți, e canalul tău, e nu știu ce, care nu știu cum, care strike, nu știu ce. Ok, nu are așa ceva. Le-am dat poza, am canalul în regulă, o pun și aici să vezi că am totul în regulă, după care, bineînțeles, nu mi-a mai răspuns. Și acum încă îi spamez cu mesaje că tu ai interdicție, că nu mai poți. Să tot fii YouTuber, adică cum faci 100.000 pentru butonul ăla, dar nu-l primești, e super. Dacă mă supăr, îmi cumpăr unul. Nu știu, dacă mă supăr mai tare, adică dacă mă enervez, mi-l fac eu. Eu mi-am mai făcut buton, ați văzut, 24.000 de abonați, pot să-mi fac și eu, dar nu vreau. Ai luat Space? Din nou, întrebare super. Nu ești în toate mințile? Nu vezi cum atârnă căpușele? Mă întreb dacă am luat Space? Nu, n-am luat Space. Asta e, te-am intrat în rol, cum ar veni. Căpușe, nu ai nimic pe tine, ești drogat? Nu ai nimic, măi băiatule, ascultă-mă, ce-ai luat Space? Maică ta sau taică tu? E să vezi ce răspuns să dai acum. Nici nu m-am gândit. Mama îi ține locul și lui tata. S-a întâmplat, asta e bucata, dar tot așa lege-o pe mata. Totuși. Despre ce vorbim? Și ultima întrebare, credeam că nu mai vine, frate, e greu să faci rime, e amuzant, dar greu, frate, serios. Dacă ai fi președinte, care ar fi Dacă ai fi președinte, care ar fi primul lucru pe care l-ai face? A treia întrebare, normală, avem un nou record, serios. O zi președinte, dacă aș fi, țara s-ar schimba, copiii. Hoții la închisoare i-aș băga și aș începe direct cu... Dragnea! Normal, se vadă episodul ăsta, să-mi dea like. Da, cam ăsta a fost episodul. E forță, mi-a plăcut. În ciuda faptului că n-am talent la rime, ăsta mi-a plăcut. Adică e interesant, adică cât să răspund așa monoton la un Q&A. Nu, răspund în rime, normal. Sper că v-a plăcut și vouă și ne revedem noi data viitoare. Sper că v-a plăcut și vouă, să lăsați un like. Dacă mai vreți să facem, mai facem. Mi se pare interesant, nici nu-i greu de făcut și amuzant, adică asta caută toată lumea. Un follow pe Instagram, un like, un share, comentarii cât în cap și ne vedem, măi. Eu și noua sănătate, vă pupăm. Pa, bă! Te dai mare zmeu la gagică de acasă. Nu-i nimic rău în asta, tu un porc, ia o zdranță. Tu ești tort, dai o foarte.
cufă, fiecare cu scopul. Spun o vorbă de-aia mare și lătura stinge focul. Bagă la cap, le-a banii pe car, ce-o bere pe gar. Super tare, teleghidat, cu sufletul praf, că te-ai insurat. Bagă mare, fă piața, uite lista de rest, te-ai